Zi de mare sărbătoare a fost și în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Înalt preasfințitul Părinte Casian a slujit în parohia Vovidenia din Galați cu prilejul hramului. Sfânta liturghie arhierească a fost săvârșită în prezența unui număr mare de credincioși. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre bucuria prilejuită de sărbătoarea intrării în biserica a Născătoarei de Dumnezeu. Când descoperim la sfânta și dumnezeiasca liturghie, într-o biserică ce poartă duhovnicește mesajul sărbătorii intrării pruncei Maria de pe brațele dumnezeieștilor ei părinți Ioachim și Ana, în brațele arhiereului Zaharia la templu, și inimile noastre se unesc și pot deveni mai încăpătoare pentru rugăciunile pe care le-au înălțat astăzi deopotrivă credincioșii și îndeoseb ceata tinerilor. Armonia liturgică a fost continuată de glasurile elevilor de la Liceul de Artă Dimitrie Cuclin, alături de vocea plină de sensibilitate a unei tinere de 12 ani din Ucraina și a unui elev seminarist gălățean. Am slujit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi, având în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul, care ne-a învățat despre ecleziologie, având ca exemplu pe Maica Domnului. La momentul împărtășirii preoților, elevii Liceului de Arte Dimitrie Cuclin, cu care parohia are un parteneriat, au intonat cântări închinate Maicii Domnului, de asemenea, elevii de la seminar ne-au încântat și totodată am avut în mijlocul nostru pe Anastasia, o fată de numai 12 ani, din Nicolaev. Parohia are o frumoasă colaborare cu Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române, filiala Galați, și cu reprezentanții Uniunii Ziariștilor Profesioniști, în vederea implementării de proiecte social-filantropice și cultural-educative, în special adresate tinerilor și persoanelor vârstnice.